Încă doi elevi și două cadre didactice au fost confirmați pozitiv la testarea pentru COVID-19 în ultimele 24 de ore. Numărul elevilor confirmați cu COVID-19 a ajuns la 18, iar cel al cadrelor didactice la 8. În rândul personalului didactic auxiliar s-au înregistrat până în prezent două cazuri de infecții cu coronavirus. De la începutul celui de-al doilea semestru și până în prezent, 9 grupe de învățământ preșcolar și primar au suspendat cursurile din cauza confirmării unor cazuri de infectare cu COVID. Acestea sunt o clasă de la școala gimnazială Carmen Silva Iași și două clase de la școala gimnazială Ion Ghica, două grupe de la școala gimnazială Ionel Teodoreanu, o grupă de la grădinița Montessori Iași, o clasă de la școala gimnazială Dimitrie Sturza Iași și alte două clase de la școala gimnazială Paradis.